Ni s-a întâmplat unora dintre noi să judecăm după aparențe. Sfânta Pelagia este unul din cazurile care ne învață pe noi că e bine să ne îngrijim să dobândim Duhul privirii dincolo. Bună! Sunt Dr. Josh, aici la God Be With You, unde vă împărtășim ghidare culturală spre împlinire spirituală. În 8 octombrie, Biserica prăznuiește pe Sfânta Cuvioasă Pelagia. Numele de Pelagia înseamnă din mare sau a mării sau marină. În 8 octombrie, în aceea zi, sunt pomenite două sfinte Pelagia. Una, o martiră în vârstă de 15 ani, și alta, o cuvioasă, despre ea vom vorbi. Despre Sfânta Cuvioasă Pelagia, care în tinerețea a fost mimă, sau o artistă teatrală, o tânără bogată și frumoasă din marea cetate a Antiohiei. Aceasta, într-una din zile, trecea prin piața orașului, unde exista o biserică închinată Sfântului Iulian. Era pregătită pentru a se urca pe scenă. Era machiată, era împodobită, era parfumată, însoțită de prieteni și de sclavi, iar în acea zi, în piața din fața bisericii, avea loc o întâlnire importantă pentru comunitatea locului. Adică, se ținea un sinod al episcopilor din Răsărit și, întrucât biserica nu era suficient de încăpătoare, acea adunare se ținea în piață. Și s-a întâmplat ca Sfânta Pelagia să treacă chiar pe acolo. Și iată că a rânduit Dumnezeu ca acel moment să fie marea întâlnire schimbătoare din viața ei. Se spune că cei prezenți, episcopi, preoți, diaconi, cei care participau la sinod, văzând-o, cu toții și-au întors capetele dinspre ea, că probabil era îmbrăcată poate necuvincios sau era prea împodobită, prea stridentă la înfățișare. Doar unul dintre ei, bătrânul Non, acela s-a uitat îndelung după ea, apoi a lăcrimat. Cei de lângă el i-au adresat cuvânt de mustrare, pentru că li s-a părut lor că el s-a uitat prea îndrăznesc spre acea femeie. Numai că lucrurile stăteau puțin diferit. Cine era Non? Acest monah era din Tebaida. Se formase într-una din mănăstirile Sfântului Pahomie și apoi devenise episcop de Heliopolis, adică de Baalbek. Și acea cetate plină de idoli și plină de păgâni, în timpul păstoririi sale, devenise încet, încet, dar hotărât, o cetate autentic creștină și demonii plecaseră, fugiseră în locuri pustii din acea cetate. El era, iată, un om cu o viață sfântă și cu un duh al pătrunderii, al vederii cu totul deosebit. Și spune povestitorul, cel care a așezat în scris viața Sfintei Pelagia, că el era alături de bătrânul Non, el era diacon, diaconul Iacob, stătea alături de bătrânul Non și a văzut, a luat parte la toată întâmplarea. Episcopul Non a privit după Pelagia și a lăcrimat. Și când cei de lângă el l-au întrebat și au cerut socoteală, el s-a ridicat și a mărturisit în fața tuturor: am lăcrimat din cauza păcatelor mele, pentru că, iată, m-am uitat la această tânără și m-am gândit câte ori din zi stă ea în fața oglinzii, câte ore stă ea în fața admirației față de propriul trup și față de propria frumusețe, cu câtă grijă se împodobește și se vopsește și își pune podoabe, iar eu, nemernicul, nu dedic atâtea ore împodobirii sufletului meu. Și toți au înțeles că din aceasta pot învăța și ei o lecție. S-a întâmplat ca a doua zi, după încheierea sinodului, să fie slujbă în biserică. Și Pelagia trecea din nou înspre teatru și s-a oprit și a intrat în biserică. Nu i se întâmplase niciodată. Ea provenea
dintr-o familie de catehumeni, adică de creștini care fuseseră educați, dar încă nu primiseră botezul, iar ea nu pusese piciorul în biserică în viața ei. Și iată, incitată în acel moment, ea, Margareta, pentru că așa se numea în tinerețe, Margareta intră în biserică și în acel moment tocmai episcopul non ținea predica. Și ea a fost pătrunsă la suflet de predica lui non, încât l-a așteptat după slujbă și a spus: eu vreau să devin creștină, eu vreau să mă botez. Și bătrânul non a încredințat-o unei diaconițe care a pregătit-o, a instruit-o, a învățat-o cele necesare pentru primirea Sfântului Botez și după rânduiala bisericii a fost botezată la o distanță de 8 zile. A stat în ascultare față de acea diaconiță încă 8 zile după botez, după care, luând câteva haine sărăcăcioase de la diaconiță și după ce împărțise toată averea ei celor săraci, Margareta a dispărut. Nu s-a știut despre ea apoi nimic, dar bătrânul non, care avea darul vederii, știa. Știa că Margareta, care între timp devenise Pelagia, îmbrăcase haina călugărească, s-a retras pe muntele măslinilor și acolo s-a închis într-o chilie micuță și a zidit ușa și a trăit acolo ca o recluzată, ca o zăvorâtă, primind doar puțină mâncare pe o ferestruică din partea celor care se puteau îngriji de ea. După 3 ani, diaconul Iacob, cel care a consemnat, cum spuneam, viața Sfintei, a cerut binecuvântare episcopului său non să meargă în vizită la Ierusalim ca să vizite Sfintelor locuri. Atunci non i-a zis: mergi și pe muntele măslinilor și caută pe un oarecare monah Pelagie Famenul. Și mergi și vizitează-l și ascultă cuvintele lui că e un om cu viață sfântă. Și a mers Iacob și l-a căutat și l-a găsit pe Pelagie, a ciocănit la ferestruica lui, i-a deschis și a spus: iată, vin la tine din partea episcopului non, care m-a trimis să-mi zici cuvânt de folos. La care Pelagie îi zice: părinte Iacob, să te rogi pentru mine. Iar acesta s-a minunat că îi știa numele, însă Sfânta îl recunoscuse, dar el nici măcar nu-și imagina că monahul din fața lui era Pelagia. Și ascultând cuvintele ei, s-a folosit. După 3 zile, diaconul Iacob s-a întors, că-și terminase pelerinajul său în Cetatea Sfântă și s-a gândit să ia o ultimă binecuvântare de la monahul Pelagie. Și a bătut la ferestruică, dar nu i s-a răspuns. Și a mai bătut și iarăși și iarăși și a stat acolo gândindu-se că Pelagie este în rugăciune. Și a stat acolo și a așteptat 3 zile. Văzând că nu îi răspunde, a forțat ferestruica și privind înăuntru a văzut că Pelagie murise. A dat de veste în cetate și au venit cu toții și l-au scos de acolo și au făcut cele de rânduială pentru mormântare. Și când i-au făcut scăldătoare, au văzut că era femeie. Și atunci cu toții s-au minunat de darul acesta nemaipomenit al lui Dumnezeu, căci iată, Dumnezeu are oamenii lui ascunși pe care numai el îi cunoaște. Și atunci a înțeles diaconul Iacob că Pelagie Famenul era de fapt Pelagia pe care el o cunoscuse în Antiohia. Și Sfânta a fost înmormântată acolo unde își avea chilia, adică pe muntele măslinilor, adică aproape de locul unde Domnul se ruga și unde astăzi se află și Biserica Înălțării Domnului. Astăzi, în locul acela, este o mică capelă care, din păcate, de obicei este închisă pentru că este proprietatea unui cetățean arab, dar din când în când grupuri de pelerini au acces să meargă și să se închine mormântului Sfintei. Ce învățăm noi din această lecție a vieții Sfintei Pelagia? Că trebuie să nu ne oprim niciodată la aparențe. Să ne păzim în a judeca pe cineva în funcție de ceea ce vedem,
pentru că Dumnezeu are planul său ascuns cu fiecare. Și că dacă astăzi vedem pe Margareta, nu știm mâine dacă nu vedem pe Pelagia și nu știm dacă este bărbat sau femeie, adică nu știm dacă este om sau înger. Așadar, vă invit să vă abonați la acest canal și să descoperim împreună alte vieți minunate de sfinți care, indiferent din ce epocă ar fi, ne pot da o lecție de suflet ziditoare pentru viața noastră.